ce vă doare pe voi, copiii mei? Cum adică, șeful? Că vă doare în cur, asta se vede, că dacă era altfel, nu ieșați din vorba mea. De sănătate întreb, ce vă doare? Fierea, aromatismul, care cum vă doare, să ziceți voi? Șeful, acum că întrebați pe mine, mă doare aici, în piept și e ceva care coboară așa în jos, nu știu cum să zic, că e așa ca o arsure. Simți arsure, zici. Și atunci de ce n-ai dat SMS-ul ăla care simți arsure și n-ai unde te trata? Ia scoateți voi telefoanele să văd eu SMS-ul care l-ați dat la băieții ăia de renovează spitale. I-am zis lui... Ai trimis anticapatule și de pe al meu și de pe al tău, cum ți-am zis? Eu nu prea le-am cu tehnica și i-am zis lui... Boss, mi-ai zis, dar eu i-am zis că glumești. Adică, de când facem noi fapte? Fapte bune, vreau să zic. Iartă-mă că intervin, șeful, dar asta cu renovatul nu e treaba statului. Statul? De când ne punem noi baza în stat? Ăștia, în afară să ne lege, nu știe nimic. Ei nu știe să construiește. Ei știe să distruge. Eu sunt statul vostru. Șeful, dar ce SMS-ul, că eu nu știu nimica? Fetița lui tata, ia zile tu la Proșteștia cum e cu SMS-ul ăla. Da, tată. Campania Spitale Publice din bani privați a înființat un nou număr de SMS. Dai SMS la 8864 cu textul Facem și donezi 4 euro lunar pentru renovarea spitalelor publice din întreaga țară. Ați înțeles? Șeful, să nu fie cu supărare, dar nu e mult. 4 euro pe lună? Ori suntem mafiosi, ori nu mai suntem.